Luptătoarea clubului CS Târgoviște, Larisa Grigore, a fost prezentă la campionatul mondial de juniori care a avut loc la Budapesta. Sâmbătă, sportiva dâmbovițeană a intrat în luptă la categoria 48 de kg și a trecut în primul tur de favorita publicului, Noc Brigita, cu scorul de 3-1. Din păcate, în sferturi, Larisa a fost învinsă de Tatiana Samkova, o sportivă foarte puternică din Rusia, care s-a impus cu un categoric 7-0 și care în cele din urmă a încheiat competiția pe ultima treaptă a podiumului. În clasamentul final, Larisa a terminat pe poziția 11-a. Larisa Grigore, un campionat mondial în care probabil că nu ți-a ieșit așa cum ai vrut, însă am văzut că ai avut mari probleme fizice după meciul câștigat în fața luptătoarei din Ungaria. Într-adevăr, am probleme cu spatele. Am probleme dinainte de europene și m-a durea foarte puțin, dar după aceea, după europene, imediat are apărut durerea și din ce în ce tot mai tare. Cum a fost, dincolo de experiența unui campionat mondial, cum a fost pentru tine? Ce ar fi trebuit să iasă mai bine? Ce n-a ieșit bine? Ce ai fi vrut tu să iasă? Ca oricare sportiv, îmi doream foarte mult o medalie sau măcar un loc cât mai apropiat, un loc 5, un loc 7. Îmi doream foarte mult, dar asta e. Ce n-a ieșit? Presupun că și problema de sănătate care a fost și campionatul în general, pentru că a fost un campionat mondial foarte tare. Nu știu dacă ați observat, China, Japonia, Mongolia, Rusia la fel. Sunt țări foarte puternice. Tu ești un sportiv de moral. Vorbeam și cu directorul Cornel Cornea, care spunea că de fiecare dată când e alături de tine, cine trebuie să fie alături de tine, dai tot ce e mai bun. Acum ai resimțit cumva absența omului din spatele tău care să te împingă să faci lucrurile care le trebuie? Absolut. Ce s-a întâmplat acolo? Și nu numai la mondiale, și la europene la fel. Se simțea lipsa domnului antrenor și eu îl știind mereu la colț pe dumnealui, era greu să mă duc la colț și să văd alt antrenor. Indicațiile pe care mi le dădea dumnealui și nu erau cele pe care veneau de la domn profesor, era altfel. Domn profesor mă zguduia un pic, imediat îmi reveneam. Așa, fă ce știi,